Federația Română de Volei a decis ca sistemul competițional pentru sezonul 2018-2019 a campionatelor A1 și A2, feminin și masculin, să rămână neschimbat. De asemenea, Cupa României se va desfășura după același sistem atât la masculin cât și la feminin. În ședința Consiliului Director a Federației Române de Volei s-au stabilit toate detaliile pentru sezonul 2018-2019. Astfel, după terminarea sezonului regulat, echipele vor fi împărțite în două grupe valorice, cele de pe locurile 1-6 urmând să joace pentru medalii și pentru un loc în cupele europene, iar cele de pe locurile 7-12 pentru evitarea ultimelor două poziții de pe care se va retrograda. În această fază secundă, în cele două grupe valorice se va juca după același sistem ca în sezonul regulat, fiecare cu fiecare, tur-retur, în etape săptămânale. Astfel, fiecare echipă va disputa 32 de meciuri, 22 în sezonul regulat și 10 în faza grupelor. În ceea ce privește numărul de jucători străini dintr-o echipă, rămâne neschimbat. Volei Municipal Zalău va juca acasă primul meci în noul sezon competițional 2018-2019 cu Știința Explorări Baia Mare, partida fiind programată pe data de 13 octombrie 2018.